Nemulțumirile românilor cresc pe zi ce trece în privința politicienilor din fruntea țării. Situația este îngrijorătoare, întrucât oamenii sunt nervoși pe condițiile în care trăiesc și își doresc cu orice preț demiterea din funcția actualului guvern. Problemele financiare ale românilor sunt din ce în ce mai mari. Din cauza slabei salarizări, aceștia nu își pot achita facturile la timp, amână consultațiile la medic și aleg mâncarea de cea mai proastă calitate. Guvernul ăsta trebuie eliminat, că nu face bine deloc. Deci la oameni nu dă absolut nimic, numai lor. Nu știu cât mai rezistă poporul ăsta român, că suntem cea mai proastă nație de pe pământ. Cea mai proastă nație de pe pământ suntem. Nu știu când rezistă. Să ieși și morat afară, să vedem ce se întâmplă. Cu ce avem, cu furși, cu topoare, nu contează. Dar nu se mai poate. E dezastru. Oamenii sunt revoltați de actualul guvern și își doresc ca aceștia să plece cu orice preț. Poporul român actual e format din mămăligă. Știți ce e mămăligă? Ei, așa pe timpul lui Ceaușescu. Deci, pasatul ăla a fost într-o oală, într-un cazan mare. Și a fert. Până nu exploda, nu se întâmplă nimic în țara asta. Mă rog la Dumnezeu să se ducă. Am văzut dacă forța nu poți face treabă. Voturile se fură, precum am văzut Clotild Armanul ăsta, care vizibil și nimeni nu ia măsuri. Nimeni deci, ia și-n pușca. A distrus țară. Românii sunt nemulțumiți de nivelul de trai și îi acuză pe politicienii din fruntea țării că prin măsurile întreprinse de aceștia distrug sistematic economia țării și nu contribuie cu nimic la dezvoltarea României. Cetățenii sunt dezamăgiți periodic de conducătorii care amână fiecare termen care ar fi prevăzut creșterea salariilor și a pensiilor.